Neața lumei, un jutsu ca în cu episodul 21, un episod care la final are întorsătură de situație, că apare un personaj pe care eu nu mă așteptam să mai vedem în sezonul ăsta. Dar până acolo, mai să începem cu Mahito, care numai ce își dăduse tehnica peste tot și Itadori, cu o grămadă de transfigurați din ăștia. Și efectiv, pe jos, erau numai ăștia. Arată exact ca atunci când s-au bătut cu Bat, Devil, Denji și cu Power. Era pe jos să l-am prăștiat. Și Mahito îi zicea lui Itadori, băi, încearcă mai tare, pentru că asta e ultima oară când o să ne blestemăm unul pe altul. Așa S-a șternat episodul trecut. Tot doi zice, bă, dar de mine ai uitat? Vezi că sunt și eu aici. Și se uită așa, bam, 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 la Itadori și Itadori la el și aplaudă. Și schimbă pe Mahito și îl prinde ăsta de mâini și atunci vine Itadori să-i dea un picior, dar Mahito juc pe capul singur. M-a făcut fraierul ăla când s-a bătut Tanjiro cu el ăla pe Ianjen. Vezi că sunt multe referințe dacă stai să le vezi. Și se transformă ăsta în Milk. Să o punem pe asta thumbnail. <laughs> Bă, uite la el ce față, arcă nu știi la ce te uiți. Mă amuză prea tare și cu siguranță multul meu. Bă, ce e ăsta, la ce mă uit? În titlu scrie Jutsu Kaisen, dar în poză... <laughs> Și se face ăsta melc și începe să-și întindă mâinile să dea stânga dreapta după itadori și totul. La un moment dat capul lui prinde picioare. Deci ăsta e, se transformă mai mult în cei sau amen decât în Jujutsu Kaisen și fuge căpățâna și, și folosește stabilitatea lui cu sufletul de a îmburliga mai multe suflete deodată. Și face din ele Polymorphic soul isomer. Ia uite-l, ia-l pe isomer cum arată. Și tot se gândește că acum că s-a împărțit Mahito, cu siguranță corpului principal e mai slab și aplaudă și îl pune pe Mahito versus Itadori ca el să rămână cu polimorfic isomer ăsta. Și că ăștia transfigurați ar fi de grad 3 sau 2, nu suficient ca să-l bați pe Todo. Dar îi dă la niște bucăți destul de ca lumea. Dă cu el prin clădire până iasă în stradă și aici era un umeraș. Și ia de îl aruncă cu o energie blestemată, după aia se schimbă cu el și dă un pumul ăsta, bam, direct, Unu și a fost suficient. Se gândea, bă, ce naiba dintr-un singur pum, dar părea mai put se pare că avea putere, dar n-avea apărări. Problema e că mai sunt doi care apar în spatele lui. Și nu o să ghiciți niciodată ce are în lănțișorul ăsta de poartă la gât. Dar ajungem și acolo. Ne bagă opening-ul după 4 minute iară. Nu mai era nevoie de el. Iar melcul Mahito zice cu aceste suflete transfigurate, acum că am scăpat de gorila aia care <gântări> mă băzia, este momentul să-l bat pe Itadori. Și încep să iasă transfigurați ăștia după Itadori, dar numai se ferește de ei. Nu să zici că se bate sau ceva. Doar pe unul. Ăștia distrug puțin din clădire. Itadori ia un semn din ăsta și îl aruncă pe gât la un transfigurat din ăla și cam atât ai lupta cu ăștia. Că după aia începe să patineze așa pe ei cum făcea Tarzan și îl vede pe Mahito care se uita la el și îi zâmbește. Și după aia sare așa, bam, dropkick. Doar că Mahito îl prinde și la aruncă. Îi zice, no, n-ai voie dropkick aici. Și după începe să alerge după el. Doar că până să ajungă la Itadori, era și frasul lângă el. Îi zice, tot ce mă? Nu vrei să mă lași pe mine să mă joc cu tine? Cum o Chiar și două suflete polimorfizate din astea isomerizate nu pot să-l omoare. Dar dacă îmi fac eu expansiunea domeniului, dar nu că după aia mă vede sucuna și mă moară, zice. <laughs> Trebuie să fie mă ceva ca să-l putem face pe fraier și atunci se gândește, bă, stai mă, bă, stai mă. Hai să facem ce ne-a învățat Gojo. Expansiunea domeniului 0,2 secunde. Na, ca să, bă, ca să vezi Mahito, cât de bine stă la învățat. Este un spirit care învață foarte repede. Și se dă expansiunea domeniului de 0,2 secunde. Atunci Todo își face domeniul simplu ca să nu și a de la ăsta. Itadori s-a gândit, bă, stai mă că mai rapid, mă duc să dau bucată ca să-l opresc. Dar degeaba. Se pare că Mahito și-a activat tehnica mult mai repede decât a putut Itadori să alerge. Și Mahito se întâlnește cu Sukuna și îi zice, o să trec și eu pe aici. <laughs> Dar Sukuna nu-i răspunde, mă, nu ne-a binecuvântat cu vocea lui deloc. Îi zice Mahito că să-l pe Itadori înainte ca să poată să facă schimb cu Sukuna. Și acum se termină domeniul, că na, a ținut 0,2 secunde și din păcate l-a atins pe Todo. A început mâna să o ia razna și Todo face ce a făcut Raikagele când i a dat Sasuke cu Amaterasu. Joc, ja, ciop, direct. Nici n-a stat pe gânduri. Și din brațul ăla care explodează ies niște proiectile care îi dau peste lănțișorul ăsta. Îi taie puțin aici din ață, dar încă nu-i de jos. Și după aia Mahito se duce să-l omoare pe Todo definitiv, dar nu poate pentru că odată ce și-a folosit expansiunea domeniului, nu mai putea să-și folosească tehnica cu transformarea. Da, îi dă un black flash. Bun și ăsta. Ai crede asta. Da? Dar Black Flash nu prea mai dă damage, că ăsta s-a protejat cu energie blestemată. Partea bună pentru Mahito e că în acest timp i-a revenit tehnica și zice, bă, de data asta poți să-l omor cu siguranță. Și atunci îi se rupe lanțul ăsta și când cade jos se deschide și acolo era Itadori și idolul lui. și începe aia să cânte. N-a înțeles Mahito ce s-a întâmplat aici și încep să bată pe ăsta în timp ce aia cânta. Bă, și dă pumni, dă doji, dă de toate. Îl bate destul de bine pe fraier până într-un final când bate palma cu Mahito. Dă, timp col lumea venit să crezi. Bă, stai, dacă la atinge pe ăsta, nu trebuia să se transfigureze. Bine, o. Mă. mă cum a bătut palma cu el și nu i-a afectat tehnica lui. I s-a pus, s-a pus tehnica lui Totu, dar nu s-a pus tehnica lui Mahito. What? Și a bătut palma cu el ca să-și activeze tehnica lui și a făcut switch-ul cu Itadori. Și vine Itadori cu un black flash. Și se pare că l-a purlit puțin pe Todo la mânuță. Era culmea să-l lase neafectat, dar a zis Todo, e un miracol că am scăpat doar cu atât. Și acum îl vede pe Itadori cum se duce să-l termine pe fraier. Alergând spre Mahito, Mahito se gândea, bă, m-a pălit fraierul direct cu black flash și în momentul ăsta, nu-i bine. Nu-i bine deloc, dar cel puțin mi-am dat seama. Mi-am dat seama de esența sufletului meu și cum trebuie să fie de fapt. Deci forma mea adevărată. Și folosește Idol Transfiguration pe el, se transformă în masa asta de suflet ce naiba e și dintr-o dată, bam, toată masa aia s-a dus și rămâne asta. Instant Spirit Body of Distorted Killing. El e, mă, Mahito. Nu v-ați dat seama. Și a zis lui Tador este timpul să zici la mulți ani. De ce? Nu știu, fi ziua lui. <laughs> bă, o fi lui, mai știi? Itadori se uita așa puțin mira, zice, bă, e diferit față de ce a făcut până acum. Care e diferența? Păi nu știu, nu vezi care coadă. Uite-te și tu cu ochi. După ce și-a luat mai multe black flash-uri, Mahito a înțeles adevărata esența sufletului său. După ce te omor pe tine, îi zice lui Itadori, o să fiu născut cu adevărat în această lume. Ei, și acum să înceapă bătălia. Bineînțeles, clasicul hai să alergăm unul spre altul să ne batem fără să ne atingem. Îl prinde cu părul de picioare, Itadori îl calcă pe coadă, îi dă un pumn aici și la coaste, dar simte același lucru ca atunci când a dat în ciosul, adică stâncă și după aia îl ăsta la mână cu cotul, că din cot ia o aia scuțită, o, o tijă, o, tij -o, o naiba să le ia. Și începe Mahito să-l alerge, se bat, se bat, da, știți cum era faza aia să nu pui pauză la Naruto? Na, pune pauză la Jutsu ca Pe uite te la degetele lui Itadori. Ce să le De când nu și-a mai tăiat unghiile. Sau e Wolverine din X-Men. Itadori dă el vreo 30.000 de, de pumni care degeaba nu funcționează că stai tank și îl prinde Mahito de cap, dă cu el în pământ, face o groapă destul de mare, nu știu să zic așa, cam vreo 20 de metri, aproximă și noi după ochi și acum mergea încet înspre el să-l bată de tot. Itadori se gândea că pentru a-l bate trebuie să dea Black Flash cu toată energia blestemată pe care o poate face. Problema e că niciun vrăjitor nu poate să dea în mod conștient Black Flash. Dar Itadori poate că e Vezi aici cum s-a puțin obrazul și se văd dinții? Zici <laughs> deci că e gura lui Sukuna. Și începe Mahito să alege spre el, dar se pare că de-abia dar acum l-a afectat de de la Black Flash și se oprește puțin, zice, bă, mi puțin răuț. Itadori dădea cu mâna în picior că lui mai mergea piciorul și a pornește, pornește. Dacă n-ar fi animația așa în unele momente, ar fi de 10 ori mai bun episodul. Dar asta este. Și acum să înceapă bătălia finală. Ăsta dă în apă ca să nu mai vadă Itadori. Itadori pregătea Black Flash-ul și când să îl dea, îl dă și Mahito pe a lui și m-am gândit că dau pumn în pumn, dar nu că Itadori a făcut fentă la fraier, i-a trecut așa pe lângă pumn, iar Mahito și mai șmecher decât Itadori, își dă armura jos de pe corp și cred că era prea alunecos naiba să ia, că i-a alunecat mâna lui Itadori pe el sau i-a absorbit energia blestemată, nu știu că vezi aici mâna simplă. Și după vine el de jos să-i dea un pumn, dar ți-a tot Tadori îl pălește sus în număr. De unde nu mă întreba că din poziția pe care avea nu mai putea cum să mai dea, dar naiba să lea, ci că a folosit delay-ul. Asta a fost explicația lui Mahito că știți că Itadori te lovește azi și te doare mai târziu. E pumnul la lui Bruce Lee. Și acum când să-l pălească frumos Itadori, îl aude pe Todo care zice: Pentru tu crezi că am nevoie de mâini ca să aplaud?" Fii atent. Și dă cu mâna în ciotul lui de la mâna cealaltă. S-a speriat fraierul și din disperare a dat în țeava asta. Todo zice: "Bă, din păcate bugiugiu meu e mort, nu mai merge țeapa mice." Și acum vine Itadori cu Black Flash-ul final. El dă destul de agresiv, dar din moment ce am văzut Black Flash-ul de atâtea ori și nu mai dă cum dădea prima dată când a apărut în sezonul 1, e ca și cum ai vedea Rasengan un Boruto care după 10.000 de încercări în sfârșit dă damage pe care trea să-l dea la început și nu mai e atât de impresionant. Da, Dar fine, îl dă lui ăsta, îl aruncă la măsa în praznic, afară din groapă și își căuta fraierul un stomac transfigurat din ea, dar nu mai avea. Țeapă, nu mai avea niciunul. Și acum începe Itadori să-l sperie pe fraier, zice: "Bă, Mahito, tu ai dreptate. Eu sunt tu." N-am vrut să fiu de acord cu ce ai zis, dar ai dreptate. De data asta vreau să te omor. Dacă vreodată te mai renaști ca un blestem nou, o să te omor și atunci. Chiar dacă schimbi numele și aparența, și atunci o să vin după tine. Exact cum făcea Pocita cu ăștia în Chainsaw Man. De-i bătea în iad, după aia căuta pe pământ <laughs> și tot așa și tot așa. N-am nevoie de motiv sau rațiune efectiv cum te prind mort. Aceasta este misiunea mea în război. Și acum de aici ajungem într-o pădure cu zăpadă unde Mahito iepuri, iar Itadori lupi și începe să-l alerge până când cade fraierul că avea piciorul rupt. Itadori se uită la el, ajunge lângă el și Mahito ce face? Începe să dea cu bulgări de zăpadă în el, care de fapt erau bulgări de nămol, că ei, na, ei nu erau în zăpadă. Și după aia că atunci când erai mic și băgai pietre în bulgări, ca să fii tu mai șmecher, bag o piatră în bulgări mă și dă cu ea în cap. Da, degeaba, îți dai seama că nu mai avea forță. Și acum mai dă Itadori un pumn lângă el, după aia un picior a dat gol cu Mahito. Și Mahito târându-se îl vede pe Gheto. Și eu m-am gândit că își imaginează fraierul, dar nu e pe bune, Gheto chiar vine aici. De ce mai vine Gheto aici? Nu plecase, nu lasă pe Gojo să plece, nu mă nu. It's back. Și zice asta, bă Gheto, ce vrei Mahito, vrei să salvez? nu episodul 45, transformarea. Așa se termină. Bă, deci ne-a lăsat să seama că Gheto îl mănâncă pe Itadori acum. Dacă nu, vine ce o să-l salveze. Hei, trebuie să ajungem și la vrăja aia. Pe Episodul care vine se numește Transformare, partea a doua. Na, așteptăm săptămâna care vine să vedem cine va face Gheto cu Itadori. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă vreți să vedeți reacția, o găsiți pe Patreon alături de alte anime-uri. Chiar noi au de mâine cu un nou clip și de seară la 9 pe live.